În comedia O scrisoare pierdută de Ionuca Caragiale, acțiunea are loc în capitala unui județ de munte, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Acolo, două partide politice guvernamentale se confruntă pentru a-și impune candidații în cursa pentru Camera Deputaților. În continuare este surprins dialogul dintre Ștefan Tipătescu și Ghiță Pristanda. Tipătescu este prefectul județului, iar Pristanda este un polițist local. Ei discută despre salariul mic al lui Pristanda și despre modul în care polițistul poate obține o mărire de salariu. De asemenea, discută despre plata pentru steagurile folosite într-un eveniment recent. Ghiță îi spune lui Tipătescu că există un document compromițător în posesia lui Nae Cațavencu, care este avocat și director proprietar al ziarului Răcnetul Carpaților. Acel document important poate face ca Nae Cațavencu să fie ales în Camera Deputaților în detrimentul lui Tipătescu. Tipătescu îi ordonă polițistului să afle despre ce document este vorba. Până la urmă se dovedește a fi o scrisoare de dragoste pierdută de Zoe Trahanache, soția președintelui comitetelor locale și găsită de cetățeanul turmentat. Cațavencu a furat scrisoarea de la acesta cu intenția de a o folosi pentru șantaj politic în cazul în care nu este susținut la alegeri. În actul 2, personajele Farfuridi și Brânzovenescu, membri ai partidului lui Trahanache, se află într-un salon și discută despre alegerile care se apropie. Trahanache încearcă să-i convingă pe ceilalți că trebuie să voteze pentru candidatul susținut de partid, dar Farfuridi și Brânzovenescu sunt îngrijorați de posibila trădare din partea unui amic numit Fănică. Ei se tem că acesta ar putea să voteze cu un alt candidat sau să colaboreze cu un adversar politic. În continuare, Farfuridi și Brânzovenescu trimit o scrisoare anonimă la București pentru a denunța presupusa trădare. În cele din urmă apare Ghiță Pristanda, care îi informează că a fost arestat Cațavencu și că au căutat scrisoarea, dar n-au găsit-o. Zoe, soția lui Trahanache și amanta prefectului Tipătescu, intervine și îi roagă să le elibereze pe Cațavencu pentru a obține scrisoarea. Scena următoare este dominată de un dialog tensionat între Tipătescu și Cațavencu. Cațavencu îi cere lui Tipătescu să-l sprijine pentru mandatul de deputat în schimbul scrisorii compromițătoare pe care o deține. După o negociere dură, Tipătescu acceptă să-l susțină pe Cațavencu, dar cu condiția ca scrisoarea să-i fie predată după alegeri. În timpul discuției, Zoe intervine și îi convinge pe ambii să accepte înțelegerea. În actul 3, Trahanache prezidează o întrunire publică în sala mare a primăriei, unde se află și mai mulți cetățeni și alegători. Trahanache descoperă o poliță falsificată de către Cațavencu și intenționează să o utilizeze pentru contrașantaj. Cațavencu și Farfuridi intră într-o dezbatere aprinsă despre istorie și progres cu privire la opiniile lor politice. Scena se încheie cu o dezbatere aprinsă între cele două grupuri de alegători, fiecare susținându-și candidatul preferat. În continuare, personajul principal, Nae Cațavencu, ține un discurs în fața unui grup de alegători, încercând să-i convingă să-l susțină ca și candidat la alegerile parlamentare. Totuși, Agamiță Dandanache este candidatul susținut de comitet, în ciuda protestelor lui Cațavencu. Nae Cațavencu vrea să aducă în discuție scrisoarea de dragoste, dar discursul său este întrerupt de Pristanda, care provoacă haos în adunare. În timpul conflictului, Cațavencu își pierde pălăria în care se afla scrisoarea de dragoste. În actul 4, Zoe și Tipătescu discută despre faptul că Nae Cațavencu a dispărut cu scrisoarea, iar ea este extrem de îngrijorată din cauza asta. Mai târziu, Pristanda vine și îi spune lui Zoe și Tipătescu că Nae Cațavencu îi așteaptă să vorbească cu ei. Zoe se arată extrem de furioasă și îi cere lui Cațavencu să-i dea înapoi scrisoarea. Cu toate acestea, Cațavencu susține că nu mai are scrisoarea și că a pierdut-o. În cele din urmă, scrisoarea ajunge înapoi la destinatară, adică la Zoe, și Agamiță Dandanache, candidatul trimis de la București, este ales deputat. Farfuridi și Brânzovenescu, împreună cu alți alegători, aduc sticle de șampanie pentru a sărbători alegerea lui Dandanache ca deputat, iar Cațavencu conduce ceremonia.
toată lumea petrece, iar partidele inamice fac pace. Dă like la acest video dacă vrei să iei bug-ul sau dacă ți-a plăcut.